Bună ziua, oameni buni! Vreau să pregătesc și eu, prieteni, să-i pregătesc una niște pește. Nu vedeți, stai să vă arăt. Nu pot. Stai să vă arăt. Peștele. Vedeți? Peștele, prieteni, aici. Acum mă apuc să fac peștele. Să-l fac. Vreau să-l fac, dar trebuie să scot. Găsiți că n-are mațe. Dar are mațe, prieteni. Are. Ce vă mă, gata, veniți. Au luat și de asta? Uite ce ți-am luat. Bă. De ce nu ne Dar are luăm? mațe, a? De ce nu ne luăm acru? Nu mai vreau să mă dau macrou. Macrou te grașe. Da. Și uite, pregătiți și voi aici. Bună ziua, bună ziua, prieteni! Păi ai trecut de pe lângă ei, nu nimic. Acum am venit de la Severin, am fost cu Ionica la Severin, am avut Nu niște mai treabă spune acolo. ce ai făcut acolo. Avei treabă. Da, prieteni. Mi-a spus tu, Dana, să ne ia niște pești și uite, Dana s-a ținut de promisiune, ne-a luat pești. Eu cred că mi-ai zis în vis aseară. Da, am vis, cum zic? În vis, că te Da. uitai pe telefon aseară. Să ne pești. Dă tu ce ai visat tu pești. Prieteni, vă rog frumos să vă abonați la Dana de la Strehaia. Ca seară am văzut că n-a avut abonați mulți. N-a avut urmărit, nu prea nu a fost Urmăritorul, oameni prieteni. urmăritori. Nu știu ce se întâmplă, dar și Dana vă arată o bunătăți, vă arată de toate ce pregătește, ce face, ce nu Adevărul, eu face. nu fac figuri, eu Adevărul, mint. da. Și eu, prieteni, că la mea s-a lăsat ieri, a fost frumos, acum e foarte frig. Și mâine, 1 martie, să facem Deschizorul diavolului. cadouri. Facem cadouri la toată lumea, ce prindem pe stradă, prieteni, să mă urmăriți mâine, prieteni. Că eu pe Dana și fac cadouri la toată lumea, să nu zice că am fetiță, că am ceva. Ai luat ceva să mănâncă copilul? Nimic. Aia. Trebuie să iei din mâncare și lui acolo, să un pachet, ceva. Vede că nu e mama ta. Eu cum plec cu nasul, eu îi cum Ce-a mupesc. fost, dă-mi Așa, prieteni, acum curățăm și noi niște cartofi. Ce cartofi frumoși. Ia vedeți, prieteni. Așa. M-a sunat Olga, că tușește copilul. A vrut să-l duc pe Darius să stă cu ea, să-l internează ea, că mai tu mai tușește copilul. Unde să mergem? De când a venit, ce a stat cu el. Când a venit la frate, s-o trebuie să stă și ea cu el. Dar unde să stă cu el? Că vrea și pe el să vină cu tot cu Bogdan. Să stă la copilul, unde copilul nu, îți dai seama, nu vrea copilul să vadă. Da seama, prieteni, cum să vine cu ora. Iar să ne facă ceartă la copii. Dar putea să vine Olga să stă cu copilul și ea, Anca mai pleca și ea cu Cătă, uite că Cătă pleacă singur prin sat, n-are cine, cu cine să lasă copilul. Da, n-are cu cine. Eu plec și eu, tot așa plec, nu stau acasă. Așa. Uite, am stat, n-am plecat astăzi, din cauza că a fost copilul. Da, a fost copilul la... Mamă, ce cartofi frumoși. Cartofi la Severin. Naște. Cu copilul și nu vom să ia acasă. Să cumpărai pește, acum le fac niște cartofi, ca cu venire. Pește, cartofi, le fac. Că zic că mi-a zis în sun, aseară. Dar nu să mi-i pește. Ce să fac? Ca tu frumoși.
Să uită pe aici. Până aici. Așa, asta trebuie spălată, cartofi spălați, 3 cartofi, prea mult. Da, 3 cartofi, vedeți că sunt de mult, să răspăl. Ce să facem? Fac și eu ce pot. Așa. Nu dai morcovi. Așa, prieteni, să mai fac și eu o cafeluță. Am făcut ea dimineața una și mai dat-o una acum și gata, după aia nu mai. Așa, prieteni, ce să fac? Oameni frumoși, vă mulțumesc pentru mesajele frumoase. Să vă dă Dumnezeu multă sănătate, doamnele care se uită și mâine. Să aveți o zi frumoasă mâine, prieteni, oameni buni, să, și doamnele să primească flori din partea cuile dragilor. Să-i dă Dumnezeu sănătate cei care ne urmăresc, întreaga familie. Așa. Și văd ce fac, prieteni. Mă pun de, mai las peștele un pic, să intre sarea în el. Și după aia fac cartofi, pește, la copil. Văd ce fac. Hai că revenim cu peștele. Prieteni, avem și noi pe nepoțelul meu aici frumos și am venit cu mașina, vreau să-l fur, prieteni. Vreau să-l fur. Salut! Vrei să te fur? Da. Da? Da. Să nu te vadă Andreea. Îl văzui la poartă. Uite, vine Andreea, ne-a prins Andreea. M-a prins, ce faci? Andreea, vrem să furăm copilul. Nu mai furați copilul meu, că le-au acasă. Te furăm? Da. Când da? Da. Am venit, prieteni. Fădea băbușa. Uite, avem și o păpușică aici, un ciociobelo, un bebeluș. Da. Ia-o, bebelușul. Și, prieteni, vrem, uite, băiat să joacă cu păpușă. Mai văzut asta așa ceva? A? Zăi. A? Zi, stai să-l fur, dar nu vrea să-l fur. Așa, prieteni, am revenit, prieteni, stai să pun și eu ăsta un pic. Prieteni, am revenit cu peștele. Cum credeți că a făcut peștișorul ăsta? Prieteni, cred că arată bine. În frisei, am bătut două ouă, băgai un pic de apă și a făcut peștișori. Ia vedeți, prieteni, cum sunt peștișorii de frumoși. Hai să bună ziua, bună ziua, prieteni. Am și pe soacră mea aceea. Salut de Marie. Vino cu Marie să mănânci tu, soacră. Copilul îi făcui cartofi la copil. Aici și pe soacră mea, prieteni. Da. Trei lângă astea, o să mai de... E răcită, nu? Nu. Amica aia e răcită. Dar nu să ardă ea, Dana, ce mai e acolo pe acolo? Mai am acolo. Aleluia! Cartofi lui Ion îi făcui. Mirișele. Hatu, că după aia mănâncă lui Ion. Mănâncă. Da, prieteni, uite și pe sacul meu și pe nasi, nasi îți trage. Nu da de ce, Dana? Nu dea și lui mamă ta. Nu-i dai și ei un ardii, mă, mamă. Ce face copilul ăsta? Ia și mănâncă, că-i stai la fel.
Ioane! Da. Hai, tată, să mănânci! Mai bine aruncă cartofii așa, că copilul nu vine să mănâncă. Da. Vorbește, doamne, mai încet. Vorbesc, doamne, mai încet. Hai, gata, așa, mă. Hai să mănâncă, hai că pup pe Maria, hai. Hai. Așa. Ia și mănâncă, uite, îi dau soacră mea. Uite, și ardei de la mine, uite. Da, frumos. Și-am făcut eu. E frumos. Foarte bun, Dana. E bun. Cum e? Deci e de magazin. Păi da. De magazin este, că eu l-am prins, bă, le-am preparat ca la magazin. De persei ca pe compot. Asta, gogoșarul. Ca pe compot. E bun. Uite, știți că țiganii mănâncă cu mâna. Uite. Pești și cartofi. Mama ta. Tătari. Păi ce facem noi cu atâta gogoșeală, atâta murători? Da. Am lubeniță, l-am murat, am varză, am gogonele, toate felul de... Doamne, tu ești bună, mai dă și la vecin, mai dă și la... Păi dacă nu vrea nimeni, cine vrea gogonele, cine vrea ardei gras, cine vrea de așa? Că am destul de burcare. La pocăitul de la vecinul, la ta. Am are și el, nu știu, nu știu, dacă cerea... Să dea un apie. Ia, bine, că e bun. Mă și tu pești, Ieni. Ce-a ce-l așa? Azi. E cu sub baile mă răpui în aia ca. Dă-ne pește. Ia-ne, ia pește. Oh, vecinul ăsta, să râd cu oameni, să aude muzica la el. Toată ziua mă urlă cu muzica, dar nu s-aude, a? Da, nu vorbiți, nu vorbiți, n-am să-i drum. Da. E pe tine. Mănâncă, vecinul ăsta, hai că o să revenim, prieteni. Tata, mamă. Ți-a plăcut, mamă, peștele? Da, e era bun. Bun? E bun, da. Și a, e și bun, prieteni. Și gogoșea e. Peștișorii de aur. Aici avem și pe amicuță. Da. Da, pește de aur. Hai, mănâncă. Mănâncă, amicuță. Columpirea. Mănâncă peștișor, dar curăță cu mâna așa, că nu are oaste multe. Și la haca încă. Da? Mărăcini. Ea e nepoțica mea, prieteni. E nepoțica mea. Dar e foarte fain, prieteni. Ia vedeți, prieteni. Cum e de bun. Cum s-a omenit, cum s-a făcut de frumos. Vedeți? Aici, cu ou, cașnițăl îl făcui. E cel mai bun, încercați și voi cașnițăl. Vedeți? E bun, e bun. Mănâncă aluniță. Ce ai mai făcut, mamă? Făcut treabă, spălai de acasă. A, toată ziua spune. Da, făcut de rosanii. A făcut a pui. Ce ai făcut să pui? Mai e pui? La pui, da. Da, a dat mâncare, a dat să bea. Da? Să bea apă.
Nu aș fi prea și numai pește. Pește. Da. Uite cum arată de fain. Da. Este tare frumoasă. Arată bine, prieten. Da. Gogoșeagul ăsta stă foarte bine. Poate vine și Anca, vă cum a sunat Anca. Lasă că vine ea. Vine ea, ea de ce nu vine? A zis că vine la mine, dar nu veni. Are și ea treabă. Spală, mai face curățanii. Da. Pe acolo, pe acasă. Chiar părculul n-a să-i gogoșeagul ăsta. Da. I-am zis că ce să fac atâta cu goșeala, auzi că mai dau și pe la vecini. Poți da ca oamenii și n-ar cerut. Are. Are toți acum. Poate bine. Da, deci trebuia să-i fac moșdeiul copilul ăla cu usturoi. Și unde dai să acum? E acasă la el? Da, adică vine asta pe la lui. Bă, că mă suna.